COVID ne-a schimbat viața tuturor. Probabil normalitatea pe care noi, nu cu mult timp în urmă, o blamam, acum ne-am dorit să o retrăim. O bună perioadă de timp mi-au lipsit competițiile. În ultimii 2 ani de zile am reușit să particip la 2 competiții. Eu, care eram obișnuită să bat lumea în lung și în lat, ca să cuceresc mai multe medalii pentru România, m-am văzut nevoită să rămân acasă, să mă antrenez în casă. M-am vaccinat. Am ales să mă vaccinez pentru mine, pentru oamenii dragi și pentru că atunci când voi avea ocazia să merg din nou la competiții, să-mi fie teamă doar de adversarul din fața mea, nu și de faptul că pot lua acest virus și îl pot aduce acasă, acolo unde poate lăsa urme adânci în sânul familiei. Știu că astăzi, în România, o persoană moare la 3 minute. Sunt Ana Maria Brânză și m-am vaccinat pentru că îmi vreau viața înapoi.